Salutare, oameni buni, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre consecvență, stai alături de mine. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre consecvență, așa cum spune și titlul melodiei de intro, Be the Best. Eu am să o prezint într-o perspectivă personală, studiată, practicată, aplicată, și am să vă dau dintr-un unghi care poate pentru unii consecvența înseamnă să faci repetat anumite lucruri care nu-ți plac. Ceea ce în anumite momente e necesar să faci anumite lucruri care nu-ți plac dacă rezultatul pe care, eu știu, ți-l dorești este cel pe care îți place, da? Îți dau un exemplu, eu știu, vrei să mergi la sală, vrei să obții greutatea potrivită sau cea pe care ți-o dorești sau corpul ideal, așa cum majoritatea își doresc, eu cel puțin așa cred. Este greu să știi că în fiecare dimineață, nu știu, trebuie să ieși la alergat sau seara să mergi la sală, să ridici fiare sau să tragi de tot felul de bile și gantere prin sală sau indiferent de activitatea pe care o faci ca sport, nu e neapărat o plăcere. Depinde, pentru unii este chiar o plăcere și sunt și cei care activează în domeniul sportului, într-un fel sau altul, dar inclusiv pentru sportivi profesioniști nu este întotdeauna o plăcere să știi că te antrenezi de 3 ori pe zi la 30 de grade, 40 de grade. Deci, consecvența, într-un fel sau altul, este să depășești cumva condiția de plăcere pentru rezultatul pe care ți-l dorești peste, nu știu, un an, doi, trei, sau să câștigi campionatul mondial sau, eu știu, să obții, nu știu, corpul ideal pe care ți-l dorești. De ce vorbesc și am dat această analogie despre consecvență? Pentru că am întâlnit în business, am întâlnit în orice fel de activitate, inclusiv copiii mei. Căutăm să introducem în activitatea lor, în programul zilnic, lucruri care să fie consecvente, astfel încât mintea să le memoreze, pentru că poate la mintea conștientă a copiilor mei, de exemplu, nu știu că acel lucru poate să le genereze un rezultat fantastic peste niște ani, dar eu mă preocup ca activitatea pe care le-o introduc în zilnic, în program, să se conducă la rezultatul pe care, cu siguranță, de care ar putea să fie, cu siguranță vor fi mândri peste ceva ani. Acum, întorcându-ne la omul adult care își dorește să obțină anumite rezultate, indiferent care ar fi ele, și bineînțeles, plecăm de la ideea de atingere de obiective, succes, relații împlinite. Gândește-te în felul următor. Consecvența face ca aceste lucruri să se întâmple și să ai un grad înalt de satisfacție și cu rezultate extraordinare. Și uite, am să dau un alt exemplu. Nu știu, vrei o relație foarte bună cu prietenii tăi sau gașca ta sau grupul tău de apropiați. Am întâlnit foarte multe situații în care, și nu una, și cred că este destul de prezentă, în care oamenii în general, eu știu, se întâlnesc odată la o lună, la două luni, la trei luni de zile și ajung în punctul în care așteaptă ca celălalt să facă ceva sau aștepți ca altcineva să facă pentru tine sau să-ți dea imboldul necesar pentru a face o anumită acțiune sau să vă întâlniți în cazul ăsta. Dar în schimb, de exemplu, dacă ai avea obiceiul și uite, am situații, chiar coleg, fost coleg de facultate care destul de consecvent îmi trimite câte un mesaj de bună dimineața sau ce mai faci sau cum ești astăzi. Bineînțeles că tendința naturală este să răspund, tendința naturală este să interacționez, tendința naturală este să păstrez această relație. Și pur și simplu îl admir foarte tare pe Marius în cazul acesta, pentru că face acest lucru. El o face poate într-un motiv sau altul, dar fiind consecvent, îmi imaginez că și pentru acest aspect al vieții lui care înseamnă foarte mult, mă gândesc relațiile sau relațiile de prietenie. Am avut o relație destul de apropiată cu el în facultate, destul în sensul în care la facultate, nu știu, fiecare cum ați trecut prin facultate, dar eu și lucram în vremea respectivă, eram și la școală, eram și la facultate, ne vedeam într-adevăr mare parte din timp la facultate, dar mai aveam și timp liber, în timpul liber ne vedeam. Deci am construit o relație apropiată, aș putea spune, dar nu una extrem de apropiată, dar am rămas foarte apropiat și au trecut de atunci, vă dați seama, aproape 20 de ani, în continuare face chestia asta și asta mi se pare fantastic. Dacă ne ducem
în câmpul muncii, să spunem, da, sau în a obține un anume rezultat, de cele mai multe ori, ca în cazul sportului, ca în cazul corpului ideal, da, și îți dorești greutatea ideală, nu știu, antrenamentul excesiv sau ideea sclipitoare pe care tu o ai la un moment dat va face ca rezultatul pe care ți-l dorești să fie acela maxim sau rezult, deci după, nu știu, o alergare de 10 km să aștepți să slăbești 5 kg. Vei slăbi probabil, nu știu, vei elimina, nu știu, un kilogram, un litru de apă din corp, dar dacă continui să mănânci, evident, și nu îți păstrezi, evident, acele kilograme vor reveni la loc. Dacă constant alergi, nu știu, 10 km, dacă ai posibilitatea să faci și ai rezistența să o faci, evident vei ajunge la performanță, inclusiv din punct de vedere alergare, dar inclusiv din punct de vedere a corpului. Dar pentru ceva care nu este antrenat, și dacă alerg 2 km pe zi sau 3 km pe zi, timp de un an și jumătate, corpul și mintea deja memorează faptul că tu faci acel lucru și intră într-un program, da, de optimizare, de a accepta noua condiție, noul obicei în activitatea ta, astfel încât își generează la un moment dat și îți așează corpul, da, și se așează greutatea ideală în funcție de rutina și obiceiul pe care tu l-ai. Și acum, de ce spun asta de consecvență? Pentru că foarte mulți își pun în minte să obțină anumite rezultate, pleacă cu un fuleu foarte mare, da, sau pleacă cu un angajament foarte mare la drum și ce se întâmplă pe parcurs? Bineînțeles, la primul stare de n-am chef sau la primul moment în care simți că, nu știu, dintr-un motiv sau altul nu mai vrei să faci lucrul ăla astăzi și nu-l faci, evident, a doua zi poate faci, dar nu-l faci cu aceeași intensitate, în foarte scurt timp vei renunța. Și de cele mai multe ori, deși de fiecare dată spun același lucru, nu te duci și da 100% sau da maxim de la început. Așează-ți un program, pune-ți-l pe o perioadă nelungată de timp, că este vorba de sport, că este vorba de obiectiv, că este vorba de orice îți propui în minte și fii constant. Pentru că cel mai important lucru la a fi constant este exact acest lucru. Mintea și corpul memorează obiceiul și rutina asta. În timp nu mai devine o provocare atât de mare, pe lângă faptul că nu depui un efort foarte mare, indiferent că este sport sau orice altceva, care să te, eu știu, să te epuizeze și să ai senzația că ești terminat și nu mai vrei să mergi mai departe, nu știu, te dor mușchii, te doare, ești obosit, te doare capul, pur și simplu îți setezi un nivel de activitate, indiferent care ar fi el, și păstrezi constant acest lucru. Și asta, bineînțeles, este o muncă de anduranță, da? Este un maraton. Nu este, și uite, apropo de acest lucru, am participat la câteva competiții de-a lungul timpului, împreună cu o gașcă de băieți și știind și plecând de la acest principiu, indiferent cât de mult mă antrenez, am avut în grup persoane care au dat tare foarte tare de la început și s-au epuizat. Bineînțeles că pe parcurs, dacă eu mi-am păstrat și am mai fost câțiva care ne-am păstrat constanța și am știut că avem de gestionat, nu știu, 2, 3, 4 ore de efort continuu, știam că cu cât corpul și mintea noastră se obișnuiește cu antrenamentul sau cu mișcarea, pe final pot să forțez sau pot să ridic un pic intensitatea astfel încât să mă și încadrez într-un anume parametru. Dar, evident, și antrenamentul dinainte a contat, dar și modul în care am abordat cursa. Scopul era să termin cursa în primul și în primul rând, în al doilea rând era să obțin un anume rezultat, care de la an la an, ținând cont de competiția de care vorbesc, e vorba de Spartan, am obținut rezultate mai bune. Ceea ce înseamnă că antrenamentul meu, fizic, mental și consecvența cu care m-am antrenat și m-am pregătit pentru competiția respectivă m-a condus la rezultatele pe care mi le-am dorit. Raportate la, evident, la nivelul de experiență pe care l-am, la obiectivul pe care l-am, adică nu mi-am dorit neapărat să termin în primii 10. În schimb, cunosc și am cunoștințe și chiar am avut alături de mine pe Dorin Bârsan la un interviu, într-o emisiune, la Citim și Învățăm Împreună, unde am plecat amator, a venit într-o cursă cu noi în urmă cu câțiva ani de zile, ulterior și-a propus să câștige locul 1 la o anumită categorie în această competiție și s-a antrenat mult mai mult, s-a pregătit foarte mult pentru rezultatul care și l-a dorit. Și l-a obținut. N-a obținut locul 1, dar a obținut un locul 2, dacă nu mă înșel, la una din competiții și a muncit un an și jumătate, dacă nu mă înșel, pentru acest lucru. Dar, în schimb, îl vedeam și îl urmăream în postările lui de pe Facebook. Era că era iarnă, că era primăvară, că ningea, că ploaia, era la antrenament și își făcea programul și rutina pentru a atinge acel obiectiv. Și nu cred că de fiecare dată s-a trezit sau a plecat la antrenament cu dorința aia nebună de a reuși. Asta se întâmplă la început. Ai nevoie de forța necesară să poți să miști, să te miști în direcția în care îți dorești. După care
constanța și consecvența face ca rezultatul pe care ți-l dorești să, să obții rezultatul. Pe lângă faptul că motivația într-un context de consecvență îți crește, se păstrează și crește pe parcurs. Nu luați în calcul motivația de la început. Motivația de la început este necesară ca să poți porni. E ca atunci când vrei să dai un brânci la mașină și depui un efort foarte mare până începi să învârtă roțile. După care, dacă păstrezi constanța, mașina merge, nu mai depui atât de mult efort să o duci la benzinărie, să zicem. Da? Deci la fel se întâmplă și, la fel se întâmplă și în, în orice, orice alt obiectiv pe care l-ai avea. Deci luați în calcul și în, luați în vedere acest lucru vis-a-vis de constanță și tratați constanța din punct de vedere a obiceiului și a rutinei mai mult decât a plăcerii, pentru că poate să fie la început plăcere, poate să fie la început un dram mai mare de motivație, dar pe parcurs va scădea, cu siguranță va scădea și vei fi nevoit la un moment dat într-un nu pe care l-ai în cap să spui da, nu, voi merge mai departe, voi face acest lucru, pentru că este pentru mine dorința de a ajunge la obiectiv sau a obține acel lucru este mult mai important decât durerea pe care o simt astăzi sau faptul că nu am chef astăzi. Mai mult decât atât, aceste praguri psihologice în care tu spui nu astăzi și reușești să treci, indiferent că, eu știu, corpul și mintea spune n-am chef să fac astăzi lucrul acesta, îți va da acel strop și acel, dram de încredere și putere ca tu să poți să mergi mai departe. S-ar putea ca după, și mi s-a întâmplat și mie de nenumărat ori, să mă duc, de exemplu, la antrenament și să nu simt că am energia potrivită sau cheful să fac antrenamentul respectiv. Dar m-am pus în starea potrivită, mi-am pus muzica de antrenament, am început să mă antrenez și odată ce am început, corpul și mintea a început să recunoască starea de antrenament și mi-a și crescut cheful instantaneu. Chiar am avut de foarte multe ori situația în care am mers, am plecat la sală fără niciun fel de chef să fac mișcare și, bineînțeles, după ce am terminat antrenamentul, eram în stare să mai stau încă jumătate de oră sau oră în sală pentru că simțeam că mă simt foarte bine. Da, mintea ne spune de multe ori, poate din motiv de oboseală, poate din motiv de neîncredere sau, eu știu, anumite lucruri care ne sunt în minte, ne spun să ne oprim. Acolo este momentul în care să-ți aduci aminte de acest lucru, de faptul că e mult mai important să fii constant și să-ți păstrezi rutina și să faci cât poți de mult din acel lucru, la cât se poate de regulat, să-ți respecti un program, să respecti un anume plan, decât să spui, ei, lasă că astăzi n-am chef, nici mâine n-am chef, nici săptămâna viitoare n-am chef și peste două săptămâni descoperi că ai pierdut acele două săptămâni sau n-ai făcut nimic și îți mai vine iar un strop de încredere și de forță și iară te apuci. Practic, vei lucra în energie joasă și energie înaltă. Dacă aș desena un grafic și poți să-ți imaginezi acest grafic, o curbă care se duce jos, după care iară sus, după care iară jos, practic o să vezi că mediana este aceeași. Deci vei fi cumva rezultatele tale pe o scară de la 0 la 10 pe verticală, ești la aceeași indicator, de 2, de 3. În schimb, în momentul în care imaginează graficul acesta, dacă aș avea o tablă, o să-ți pot arăta. Pe YouTube poți să vezi înregistrarea acestui podcast. Curba se schimbă, pentru că poți să ai un moment de, de fără energie, dar tu, cumva, nu neapărat forțezi, dar îți impui sau îți propui să continui să faci acel lucru, curba ta începe să se schimbe și automat tu, practic, în aceste bucle sau în aceste puncte de inflexiune, când tu spui merg mai departe, graficul tău se schimbă și începe să urce cu o treaptă și cu o treaptă și cu o treaptă. Și de fapt, constanța te conduce la rezultat. Și asta este povestea veche a iepurașului cu broasca țestoasă, unde broasca țestoasă câștigă cursa. Asta este un exemplu foarte, foarte clar. E obositor să fii constant, câteodată și mie mi se întâmplă să nu simt neapărat chef să fac anumite lucruri, dar cumva motivat de rezultat, motivat de ce îmi doresc să obțin sau de satisfacția pe care o am la finalul proiectului sau cursei, da? Mă motivează să merg mai departe și mi-am antrenat mintea în așa fel încât să nu mă opresc atunci când nu am chef. De fiecare dată când simt că, nu știu, nu mă simt bine sau potrivit, atunci este chiar momentul în care undeva cu forța interioară îmi spun, nu, hei, George, nu te opri. E și un zâmbet care îl pun de fiecare dată pe față și zic ok, mergi mai departe, pentru că este acel moment în care corpul spune hei, nu fi constant. Și atunci mi-aduc aminte, chiar este un zâmbet pe care mi-l dau singur și merg mai departe și continui să fac asta și chiar mă îmbărbătează și mă motivează să merg mai departe.
Foarte multe rezultate am obținut așa, indiferent care, în ce subiect aș putea vorbi. La fel procedez și cu oamenii pe care îi antrenez și lucrez la fel de mult și le spun nu căuta să obții rezultate rapide sau nu căuta să obții, să-ți dorești anumite lucruri repede. E bine să le obține repede, este ok să le obține repede, dar antrenează-te și crești cumva gradual intensitatea activității sau acea inputului pe care îl dai activității tale. Dar foarte, foarte important, am și spus, scrieți pe toți pereții, puneți pe telefon, dacă nu, puneți, lipeșteți de oglinda de la mașină, retrovizoare, cuvântul constanță sau disciplină sau cum vrei tu să îi spui, astfel încât să-l vezi, pentru că e, din punctul meu de vedere, este și cel care te va conduce la rezultate. Sunt situații și mai ales dacă obții rezultate, să vezi că pe acel task care la un moment dat se părea dificil sau greu să-l faci, se va schimba în timp pentru că vei vedea rezultatele, vei începe să obții anumite rezultate de care să te bucuri și hai să vezi că hai să păstrezi constanța cu mult mai multă plăcere și nu o să mai fie neapărat o provocare să renunți când ai chef. Da? Deci dacă ar trebui să gândim din perspectiva obținerii de rezultate, indiferent care ar fi obiectivul pe care îl ai, gândește-te la acest lucru, gândește-te la consecvență, gândește-te că dacă este o călătorie, este un plan pe un termen de în care ai de lucrat și setează-te și setează-ți mintea la a fi constant, care în timp îți va da mult, mult mai multe rezultate decât dacă ești excepțional din când în când. Da? Deci cam asta a fost, oameni buni, despre consecvență. Acesta a fost podcastul de astăzi, stați alături de mine. Odată la 4 zile fac un podcast, deci cam 2 podcasturi pe săptămână. În fiecare săptămână avem emisiunea, odată la 2 săptămâni avem emisiunea Citim și Învățăm Împreună, avem un live pe YouTube, avem live pe Facebook. Urmăriți pagina de Facebook George Nedelcu, acolo sunt toate informațiile pe care unde și promovez toate proiectele pe care le avem. Webinarul Reconstruiește-ți modul în care gândești, uită-te în calendar, de la momentul în care asculți acest podcast, vezi când este programat, cel puțin pe o perioadă de 6 luni de zile mi-am propus să-l fac în fiecare săptămână. Dacă nu l-ai apucat să-l vezi săptămâna asta, urmărește și înscrie-te pentru săptămâna următoare. Este un webinar care ne-a adus rezultate foarte bune, oamenii sau se înscriu, le face bine, vorbesc foarte mult de modul în care gândim și de mindset și de unde pleacă anumite convingeri limitative. Este un webinar gratuit, îl văd foarte valoros, chiar transmit în acest webinar, în aceste 2 ore, foarte multă informație care cu siguranță te va ajuta să schimbi și să progresezi din punctul meu. Mulțumesc pentru audiență și ne vedem și ne ascultăm data viitoare!